Luna septembrie vine cu surprize pentru mai mulți nativi, în timp ce unii își găsesc sufletul pereche, alții vor avea cumpene. Conform Antena3.ro, berbecii și scorpionii au o perioadă de cumpene. Taurii își găsesc sufletul pereche, iar leii au risc de divorț. Este o perioadă în care ne uităm și la planeta Marte, pentru că există acolo niște cuadraturi, Marte fiind patronul berbecului și va fi o perioadă cu tot soiul de cumpene. Unii pot avea risc de accidente, alții pot avea risc de certuri. Unii se pot gândi cum să se orienteze mai bine pe zona de business sau pe zona de carieră, cum să facă alegeri în așa fel încât să nu apară tensiuni și mai mari sau blocaje la finele lunii octombrie. Prin urmare, berbecii, în primul rând, trebuie să conștientizeze că nu au venit întâmplător pe pământ, că au înscris o misiune a lor karmică și de multe ori nu trebuie să te uiți ce va fi doar în luna septembrie, pentru că mulți cred așa. Acum, taurii sunt într-o perioadă de reanaliză. Venus îi susține pe de o parte, dar îi duce în zona de blocaje și de cumpănă pe de altă parte. Prin urmare, este un an karmic foarte important. Poate nu conștientizează taurul, dar în funcție de cum își pune bazele într-un astfel de an, așa poate să-i meargă bine sau prost în următorii 90 ani.